În noaptea de marți spre miercuri, un tânăr de 19 ani aflat la volanul unui autoturism a intrat într-o benzinărie din municipiul Botoșan și s-a izbit în cisterna plină cu GPL. În urma impactului, tânărul șofer, dar și prietenii acestuia din mașină, au luat-o la fugă speriați de gazul care ieșea sub presiune. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a dispersa vaporii. Pompierii au dispersat în aer controlat cantitatea de GPL, evitând astfel producerea unei explozii. Intervenția a durat mai bine de 3 ore. În apropiere se afla și o cisternă plină cu combustibil, iar o singură scânteie ar fi provocat un adevărat dezastru.